Suntem în anul 2563, la trei secole după un război devastator cunoscut sub numele de căderea. Un doctor pe nume Ido vizitează depozitul de fir vechi pentru a colecta toate piesele bune pe care să le folosească la reparațiile sale și dă peste o fată cyborg distrusă. El confirma că are creierul încă funcțional și o duce acasă pentru a-i da un corp nou cu ajutorul asistentei sale. În dimineața următoare, cyborgul se trezește în camera fetei și este uimit de noul ei corp. După ce se admiră în oglindă, ea se îmbracă și coboară la parter, unde Ido se ocupă de a cyborg. Ido se bucură să o vadă trează și și oferă micul dejun, dar fata îi dezvole că nu-și amintește cum să mănânce un simplu fruct. Se pare că nu are amintiri din viața anterioară și că Ido nu a găsit nici urmă de ea. Ulterior, fata iese să vadă Iron City pentru prima dată. Este un loc de clasă inferioară, iar deasupra îi observă Zalem, ultimul dintre marile orașe cerești în care trește Elita. După război, supraviețuitorii au venit să trăiască pe pământ și toată munca făcută aici este pentru Zalem, dar nimeni nu are voie să urce acolo. Ido îi dă fetei numele Alita și o invită să stea cu el. Ido pleacă să facă niște treburi și o ia pe Alita cu el, oferindu-i șansa de urmări un meci de motorbol și de a se împrieteni cu un câine de stradă. Alita găsește de asemenea un afiș de căutare, cu o recompensă pentru un criminal care a ucis șase femei. În acel moment, un robot uriaș apare în mijlocul străzii, iar fata instinctiv o poziție defensivă. Un tânăr pe nume Hugo o împinge imediat la o parte, dar Alita se întoarce pentru a salva câinele. Hugo este impresionat, dar îi explică faptul că nu ar trebui să se pună cu centurionii care păzesc orașul. Cei doi tineri se înțeleg bine, dar Rido întrerupe și o duce pe Alita acasă. O femeie încearcă să se întoarcă în apartamentul ei, dar este atacată brusc de asasinul căutat. Între timp, Alita se trezește când aude un zgomot și îl descoperă pe Ido întorcându-se acasă prea târziu, cu o valiză imensă și copată de sânge pe mână. A doua zi, Alita începe să-l ajute pe Ido cu pacienții și află că unui bărbat au fost furate membrele cyborg de către jackeri care le vând pe piața neagră susțin în jocurile motorbol. Află de asemenea că o altă femeie a fost ucisă noaptea trecută și nu poate să nu fie suspicioasă în privința lui Ido și a rănit de la închetura mâinii sale. După serviciu, Alita iese afară și de peste Kiren, o femeie misterioasă cu un semn pe frunte. Kiren o apucă de mână pe Alita, sperindu și făcând. indo safuga Kirem pleacă, iar Ido observă că se urcă într-o mașină cu Vector, bărbatul din spatele fabricii. Între timp, Alita îl întâlnește pe Ugo, care se joacă motorbol cu Tanji și alți prieteni. El este de acord să o învețe cum să joace și împrumută o pereche de role, așa că Alita trebuie să se obișnuiască să se deplaseze pe ele. La sfârșitul jocului, Ugo duce pe Alita să încerce pentru prima dată ciocolata și îl observăm pe Zapa întrecând pe lângă el. El este un vânător războinic care poartă o sabie, deoarece armele sunt interzise aici. În următoarele zile, Alita continuă să lucreze cu Ido dimineața și petrece timpul cu Ugo după Pamiaza. Seara, Alita se preface că se duce la culcare și așteaptă ca Ido să plece pentru urma. Îl găsește urmărind o femeie pe nume Nisiana, pe o alee întunecată și scoate din valiză o armă în formă de coasă. Crezând că este pe cale să ucidă pe Nisiana, Alita încearcă să-l oprească și dezvăle locația lor. Se dovedește că Ido este un vânător războinic care îi urmărește pe băieții răi pentru recompensele lor și că aceasta este o capcană întinsă de griuișa. Nisiana și Romo sunt subordonații săi și toți trei sunt roboți cu părți foarte avansate. Disperată, Alita intervine și începe să-l pe Romo o ușurință incredibilă aproape ca și cum ar fi fost construită pentru asta. În timp ce Griușa îl împiedică pe Ido să-i alăture, Alita o atacă pe Nisia și o ucide cu ușurință și pe ea. Griuișa nu poate crede ce vede și se luptă și el cu Alita. În timp ce Alita aruncă o lovitură specială pentru a ataca, îi revine în minte un flashback și se vede brusc purtând o armură specială pe lună. Ea se află în mijlocul unei bătălii crâncere, iar o femeie pe nume Gelda îi spune 99. În prezent, Alita își folosește lovitura specială pentru a-i rupe brațul lui Griuișa, apoi încearcă să-l atace cu coasa lui Ido, făcându pe Griuișa să scape printr-o gaură în pământ. Mai târziu, Ido se oprește la sediu pentru a livra penisiana și pentru a primi recompensa, care permite să continue activitatea clinicii și să ajute oamenii. Alita povestește lui Ido despre amintirea ei și cere să afle mai multe, așa că Ido duce acasă și spune că acel corp a fost creat pentru fica sa, Alita, în scaun cu rotile. Într-o zi, un pacient drogat a intrat în clinică pentru medicamente, pe care să le folosească înainte de un joc de motorbolt, și ne reușind să găsească nimic, au ucis-o pe Alita. Chire nu a putut accepta moarteficii sale și a plecat. Ido a vrut să se răzbune și s-a dus să-l găsească pe cel care a ceea ce l-a făcut să realizeze că se pricepe la asta și s-a transformat în vânător războinic. Ideea de a lui Alita corpul pe care l-a construit, dar creierul și miezul sunt cele originale, iar miezul este alimentat de un reactor de antimaterie, ceea ce înseamnă că ar putea alimenta de unul singur întregul oraș. Această tehnologie nu a mai fost realizată de dinainte de cădere, ceea ce face ca Alita să aibă peste 300 de ani. Între timp, Griuisha se întoarce la Kiren și povestește despre capacitățile lui Alita. Kiren este de acord să repare, iar Vector se prezintă pentru un interrogatoriu, dar Griuisha se schimbă brusc, se pare că Nova, stăpânul suprem al Zalem, poate comunica cu oamenii de pe pământ prin orice cyborg pe care decide să-l pirateze. Nova explică faptul că Alita cunoaște tehnici de luptă Panzer așa că îi ordonă lui Kiren să l reconstruiască pe Griuisha și să-l trimită să ucidă pe Alita. Nova preia apoi controlul asupra lui Vector și oferă lui Kiren să o trimită la Zalem dacă acceptă să lucreze pentru el. Mai târziu, Ido caută pe lista de recompense și descoperă că Griuisha nu este acolo, ceea ce înseamnă că cineva îl protejează. Alita vrea și ea să devină o războinică vânătoare, dar Ido interzice să facă acest lucru, furioasă. Alita fuge și îl întâlnește pe Hugo, care o duce la un joc de motorbolă. După ce îi privește pe toți jucătorii luptându-se cu ferocitate, Hugo își folosește contactele pentru a arăta Alitei culisele, explicându-i că un campion la motorbol poate merge la Zalen ca Premiu. Alita remarcă prezența lui Kiren și a lui Vector, care construie cyber special pentru motorbolă. Băiatul care câștigă nu este unul de-al lor, iar Kiren îi cere lui Vector să aducă piese. Câteva momente mai târziu, câștigătorul sărbătorește victoria când este atacat brusc de un grup de șacali care îl capturează într-un ninel de foc. Aceștia îl pun apoi în spatele unei dube și iau armele, pe care Vector vine să le cumpere pentru Kiren. Se dezvolă apoi că șacalii sunt Hugo și prietenii săi care fac asta pentru banii. Vector le cere să le predea armele, în timp ce le ucide cea mai rămas din învingătoră. A doua zi, Hugo și prietenii se o duc pe Alita să vadă peisajele frumoase din afara orașului. Într-un lac se află o navă care a căzut în timpul războiului. Câteva epave au luat diverse părți din ea, dar în cea mai mare parte a fost lăsată în pace pentru că este o tehnologie produsă de inamic, Republicile Unite de pe Marte. Hugo se gândește că aceasta ar putea să o ajute pe Alita să-și recupereze amintirile, așa că nu ezită să intre în lac, unde nu are probleme în a respira. Mergând pe sub apă, reușește să intre în nava spațială, unde deschide ușă ciudată, care o conduce spre un câmp de forță misterios. Recunoscându-l, Alita apelează la panoul de control și dezactivează scutul, dezvolind un corp avansat pe care Alita îl poartă cu ea. Când se întoarce acasă, Alita îi cere lui să-i acest corp, deoarece simte o legătură specială cu el, dar Ido refuză. El explică faptul că acest corp este cunoscut sub numele de Berserker, un cyborg în armat care cunoaște tehnicile Panzercast. Berserkerul a reacționat la miezul Alitei pentru că a fost creat adevărată iar Ido nu vrea ca ea să devină din nou una, deoarece crede că este mai bine pentru ea să aibă șansa unei vieți normale. Ignorând vorbele lui Ido, Alita se duce la sediu pentru a se înregistra ca vânător războinic. Apoi roagă pe prietenul ei să însoțească la barul unde se întâlnesc vânătorii războinici. În bar, Zapan o tachinează pe Alita pentru că este o fetiță și prezintă puterea războinicilor, cum ar fi Mectegu și câinii săi cyborg. Alita ignoră tachinările lui și vorbește cu toți cei din bar, cerându-le să facă echipă pentru a-l vâna împreună pe griușa și a-i pe protectorii săi. Toată lumea găsește ideea ridicolă, iar Zapan își bate joc de Alita pentru asta. Alita îl insultă la rândul ei și îl determină pe Zapan să o atace, dar Alita îl învinge cu șurință. Ulterior, Alita îi numește pe toți patetici și le propune o înțelegere. Dacă ea îi învinge, ei trebuie să accepte să facă echipă. Imediat zbunește o bătaie în bar și McTeague, amuzat, observă cum Alita îi bate pe toți fără greș, chiar dacă prietenul ei și aduce contribuția. Ido sosește și face pe toți să se oprească, amintindu-i că îi va face să plătească pentru reparațiile sale. În timp ce Ido se pe Alita pentru alegerile ei, apare Griwisha și ucide un om pentru a-și arăta îmbunătățirile. Griwisha întreabă de Alita, iar câinele intervine în apărarea sa, dar Griuișa-l lucide. Furioasă, Alita își pictează semnele războinicului de pe față, cu sângele câinelui și începe să se lupte cu Griwisha. Griwișa creează o gaură în pământ pentru a se lupta cu Alita în ruinele lumii vechi. Alita continuă să lupte bine, deși de data aceasta Griwisha este mai puternic și o rănește la picior. Data următoare când Griwisha atacă, Alita nu reușește să se ferească de el și își pierde cea mai mare parte a corpului. Acest lucru declanșează amintirea lui Gelda, care o învață pe Alita cum să lupte. Ea i-a să nu renunțe niciodată, deoarece trebuiau să-l învingă pe Nova cât mai curând posibilă. Încurajată de cuvintele lui Gelda, Alita își folosește brațul rămas pentru a sări și lovește pe griuișa cu un pumn. Ea cade apoi la pământ, exact la timp pentru sosirea lui Doshiugo, care le atacă și pe griuișa. Mectegu sosește și el și își trimite câinii de vânătoare cyborg pentru a se răzbuna pe câinele mort, sperindu-l pe griuișa. Ido ia acasă cea mai rămas din Alita și o repară dându-i corpul berserkerului, care se adaptează imediat la noasa gazdă. În dimineața următoare, Alita se simte foarte puternică și descoperă că degetele pot produce plasmă. Între timp, Griuisha face o criză de furie din cauza pierderii lui, așa că Nova și asumă corpul lui Vector pentru a-l certa pe Griuisha și a-i reaminti de misiunea sa. După ce Nova a plecat, Vector decide să nu aibă încredere în Griuisha cu o misiune atât de importantă și decide să se întâlnească cu Hugo pentru a-l face să vorbească despre Alita, îmbătându-l. A doua zi, Alita îl găsește pe Hugo în apartamentul său. Ei discută despre visul lui Hugo de a merge la Zalem și Alita se oferă să-i dea banii pe care îi primește ca recompensă pentru a cumpăra un bilet de la Vectoră. Hugo nu vrea ca ea să se pună din nou în pericol, iar Alita explică faptul că ar face orice pentru. El, chiar și să-i dea inima ei. De fapt, ea și-o scoate din piept pentru a-și demonstra punctul de vedere, dar Hugo refuză și o informează că Vector vrea să o vadă pe Alita jucând motorbolă în seara primului meci al lui Alita, doi o doză suplimentară de putere și oferă role făcute la comandă. Alita alege numărul 99 în onoarea mintirilor sale, în timp ce vectorii contactează pe jucători pentru a oferi o recompensă uriașă celui care va ucide pe Alita în timpul jocului. Pe drum, Hugo găsește pe Tangi și pe ceilalți, luând piese de la un cyborg. Hugo le spune că renunță la această afacere, declanșând o ceartă între el și Tanji. Cei doi sunt brusc întrerupți de Zapan, care ucide cyborgul pentru a face să pară că Jacker s-au făcut -o, apoi îl atacă pe Hugo și rănește număr. Tangi încearcă să-l salveze, dar Zapan îl ucide cu ușurință cu sabia sa. Hugo profită de ocazie pentru a-i distrage atenția lui Zapan cu o bombă cu benzină și scapă, numai că Zapan îl urmărește. Ido își dă seama că adversarii lui Alita nu sunt jucători normali, ceea ce înseamnă că este o capcană. El o sună pe Alita prin comunicatorul sistemului său pentru a o avertiza, dar Alita rămâne să lupte. Aceștia sunt puternici și reușesc să dea câteva lovituri, dar Alita este mai bună și învinge cu ușurință pe toți. Dintr-o dată, Alita primește un apel de la Hugo care îi spune că are nevoie de ajutor pentru a-l învinge pe Zapan. Alita nu pierde timpul și sare peste ecran pentru a părăsi clădire, în timp ce jucătorii urmează. Având mai mult spațiu pentru a se mișca, Alita îi învinge pe toți și se duce după Hugo, care este pe cale să fie ucis de Zapană. Alita îl împinge media pe Zapan, dar în acel moment ecranele cu recompensă arată că Hugo este căutat pentru crimă. Hugo recunoaște că a fost un jacker, dar explică și faptul că a luat doar piesele fără să ucidă. Zapan îi amintește lui Alita de codul vânătorilor, dar acum Alita nu reușește să-l ucidă pe bărbatul pe care îl iubește, iar Zapan îl înjunge pe Hugo. Un centurion apare pentru a cere trupul lui Hugo, așa că Alita îl ridică și fuge cu el. Într-o locație Hugo jură că nu a ucis pe nimeni și își părăsește munca pentru Alita. Cei doi se sărută și își mărturisesc dragostea unul pentru celălalt. Kiren asistă la toate acestea și este atât de emoționată de relația lor, încât atunci când Vector o sună, îi spune că le-a pierdut urma lui Alita și Hugo. Ea îi oferă apoi ajutorul pentru a-l face pe băiat să supraviețuiască. Câteva momente mai târziu, Alita apare cu capul lui Hugo în brațe. Centurionul acceptă că Alita termina recompensa, iar Zapan se uită mai atent și descoperă că a conectat creierul lui Hugo la nucleul lui Alita. Furios, Zapan încearcă să o atace pe Alita, dar lupta cu alți vânători este o încălcare a codului, iar robotul îl clasifică pe Zapan ca fiind un criminală. Acest lucru îi permite lui Alita să distrugă fața lui Zapan și să ia sabia. Câteva ore mai târziu, Ido a terminat de a da lui Hugo un nou corp, deși unul destul de rudimentară. Ido îi spune lui Alita că promisiunile lui Vector au fost false și că singura modalitate de a merge la Zalem este să devină campionă. El știe acest lucru pentru că el și Chire sunt din Zalem, au fost forțați să vină aici de Nova când a văzut că fica lor era imperfectă. Ido și-a îndepărtat semnul de pe frunte pentru a lăsa acea viață în urmă. Între timp, Vector o înfruntă pe Kiren pentru că a lăsat-o pe Alita să plece. Kiren îi spune că Alita a amintit de munca e de doctor și de mamă, așa că vrea să renunțe pentru că nu-i mai pasă de zalemă. Vector nu are de ales decât să trimită un paznic după ea. O să se răzbune pentru ce au făcut lui Hugo, Alita se duce la cartierul general care se află în clădirea fabricii de cyborg. Folosind sabia lui Zapan, Alita distruge toți centurioni și sistemul de recompense înainte de a pătrunde în biroul lui Vector, unde descoperă că acesta din urmă l-a din corpul lui Kiren pentru a le vinde mai târziu. Ea este atât de distrasă încât nu au sosirea lui Griwish și se rănește în laterală, declanșând un alt flashback. În timpul războiului, Alita, Gelda și echipa lor încearcă să ajungă la Zalem prin escaladarea tuburilor de marfă. Un inel de apărare a apărut pe țeavă și a ucis armata, lăsându-le doar pe Alita și Ghelda în urmă, înainte de a rupe conducta în două. Alita abia a reușit să se agațe de margine, iar Gelda a ajutat-o să se ridice înapoi, amintindu-i că misiunea este să distrugă Zalem. Alita și amintește că se poate vindeca singură, apoi lucide pe griu și cu câteva mișcări. Mai târziu, Alita cere să vorbească cu Nova, iar stăpânul suprem prea corpului Vector care răspuns. El îi amintește lui Alita că poate vedea totul și amenință că îi va ucide pe Ido și Hugo, făcând-o pe Alita înfuriată să lucidă pe Vector pentru a reduce la tăcere. În acel moment, Ido sună pe Alita pentru a informa că Hugo a trebuit să fugă pentru că centurionii îl urmăresc. Alita își caută prietenul și îl găsește urcând pe țeavă pentru a-și atinge visul. Deși Alita îi spune că nu va se folosește de el pentru a ajunge la ea, Hugo nu ascultă și nu va profita de ocazie pentru a arunca cu ninelă. Alita reușește să se ferească de el, dar Hugo este lovit și își pierde cea mai mare parte a corpului. Cu un salt rapid, Alita la pucă de mână pe Hugo pentru a-l împiedica să cadă, dar brațul lui Hugo se desprinde încet. Cei doi și împărtășesc dragostea pentru ultima oară, înainte ca brațul să se rupă și el să cadă la pământ. Câteva luni mai târziu, Alita a devenit o vedete de motorbolă. În timpul unui meci, ea își ridică sabia și o îndreaptă spre Zalem ca o promisiune de a deveni campioană și de a-l găsi pe Nova pentru a se răzbuna. Dacă acest video v-a plăcut, lăsați un like și abonați-vă. Mulțumesc pentru vizionare, arrivederci!